Sute de mehedințeni au fost verificați de către oamenii legii în ultimele 24 de ore. Peste 60 de amenzi au fost aplicate pentru nepurtarea măștii de protecție și magazinele au fost de asemenea luate la bani mărunți de către forțele de ordine pentru a verifica respectarea măsurilor de protecție individuală. În ultimile 24 de ore, polițiștii au luat la bani mărunți atât societățile comerciale, cât și peste 700 de mehedințeni. 65 de magazine au fost verificate de către forțele de ordine în acest weekend. Amenzile nu au lipsit nici de această dată, având o valoare totală de peste 13.000 de lei. Au fost derulate acțiuni atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind verificate peste 700 de persoane și controlate peste 60 de societăți comerciale. Au fost aplicate 65 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 13.500 de lei. În trafic au fost controlate peste 115 mijloace de transport persoane. Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale în contextul pandemiei de COVID-19. Facem precizarea că evenimentele de tipul nunți, botezuri sau mese festive sunt interzise. Recomandăm tuturor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. De asemenea, controlele au continuat și în trafic, fiind verificate peste 100 de mijloace de transport în comun. Polițiștii vor continua șirul verificărilor și vor aplica în continuare amenzi drastice în vederea conștientizării tuturor cetățenilor privind necesitatea respectării măsurilor de distanțare socială.